Era dimineața târziu. Pășeam de-a lungul unei străzi pline cu magazine de antichități. Simțeam căldura soarelui pe umăr, de parcă mă împingea spre deschizătura care se zărea la capătul străzii. Mi-am dat seama că mergeam grăbit, de parcă mă duceam la o întâlnire programată, dar încă nu știam unde și cu cine. O luasem pe trotuarul care ducea spre o cafenea italiană și în fața căreia se deschidea una dintre cele mai frumoase piețe pe care o văzusem vreodată. Visătorul stătea la una dintre mese, cea mai bine plasată pentru a admira piața și a urmări trecătorii. Era înconjurat de o mulțime de chelneri preocupați să-l servească, respectuos, în timp ce ascultau sugestiile lui. Am ajuns când ei aranjau o a doua masă și căutau un loc să așeze conținutul la două tăvi mari. O aură de prosperitate îl înconjura constant. Căuta rafinamentul în orice detaliu și adora abundența, cu toate că întreaga lui atitudine era marcată de simplitatea unui războinic macedonean. Regimul său alimentar era foarte cumpătat. Părea încântat să mă revadă, cu o înclinare a capului, m-a salutat și m-a invitat să iau loc. Din acel moment, atenția visătorului a părut să fie complet absorbită de prăjiturelele și variatele delicatese frumos aranjate pe mese. Era prima oară când îl vedeam de la întâlnirea noastră din Marrakesh. Acum, în prezența lui, un noian de întrebări îmi clocotea în minte. Unele din ele datau de secole, ele se repetaseră de-a lungul istoriei lumii, fără să primească vreun răspuns. Religii, școli de gândire, tradiții profetice, generații de savanți, cercetători, filozofi și asceți încercaseră să le dezlege. Reflectam la faptul că omul modern, situat pe ultima treaptă a evoluției sale milenare, era la fel de vulnerabil în fața enigmei existenței sale, precum Oedip în fața Sfinxului. Se servea ceaiul, visătorul urmărea cu grijă fiecare detaliu al acelei operațiuni și direcționa mișcările chelnerilor care executau un ritual cunoscut numai lui. Abia se atingea de mâncare, părea că se hrănește cu propria lui atenție, cu propriile impresii, cu armonia și ritmul fiecărui gest. După ceai, a urmat o pauză lungă, așteptând cu nerăbdare ca el să înceapă să vorbească. Între timp, îmi deschisesem carnetul de însemnări și îmi luasem stiloul. Când a vorbit, vocea lui avea o intonație solemnă. Alături de mine, vei putea schimba cursul destinului tău implacabil, a spus el. Alături de mine, vei putea să spargi cercurile mecanice ale obiceiurilor tale, ale sentimentului de culpabilitate. Alături de mine, va trebui să renunți la îndoială, teamă, gânduri destructive, va trebui să renunți la minciuna care te leagă de condiția de muritor. Ca să te schimbi, va trebui să lupți împotriva intoxicării tale de viață. A continuat, va trebui să schimbi în întregime felul cum vezi lucrurile. Doar în acest mod și cu multă muncă poți să-ți schimbi cu adevărat destinul. De unul singur, omul nu reușește niciodată, el are nevoie de o școală. Modul în care a accentuat cuvântul școală și contextul în care l-a folosit m-au determinat să intuiesc că îi acorda o semnificație care depășea accepțiunea uzuală. Era de parcă l-aș fi auzit pentru prima oară. Am descoperit în el o putere pe care nu o mai găsisem nici când și dulceața unei promisiuni mult timp reprimate. Un gând mi-a străbătut întreaga ființă ca un tremur și mi-a înflorit pe buze sub forma unei întrebări. Ce este școala? Am întrebat. Vocea mea tremura și chiar și eu eram surprins de acea emoție inexplicabilă. Școala constituie călătoria ta de întoarcere, a spus visătorul, în ochii lui întuneca strălucea o bucurie ascunsă. Școala este saltul cuantic
de la multitudine la integritate, de la conflict la armonie, de la sclavie la libertate. Să găsești școala înseamnă să te conectezi la vis, cu un cablu de oțel, să fii capabil să intri pe nivelurile de maximă responsabilitate. Sunt foarte puțini cei care pot să reziste unei asemenea întâlniri, a conchis el. Aceste cuvinte și privirea lui au pus în mișcare un mecanism îndepărtat. Am simțit fizic, interior, zgomotul unei mașinării care se sparge. Cu un regret, am conștientizat rușinea de a fi trăit, departe de casă, an și an de-a rândul, și sentimentul miraculos de a mă găsi în fața a ceva sau cuiva pe care îl căutasem cu disperare. Cum putem găsi școala? Am întrebat în șoaptă, plin de respect și simțind natura excepțională a acelui eveniment. Nu te teme, școala te va găsi pe tine, a răspuns visătorul. Apoi, sesizând spaima mea, el și-a înmuiat concizia răspunsului și a adăugat: când un om este iremediabil dezamăgit de viața sa, când își dă seama de nedesăvârșirea lui, de propria lui neputință, când existența îl prinde într-o menghină până nu mai poate să respire, atunci e momentul să apară școala. Stăteam în cafenea, în acel oraș necunoscut, și îl ascultam pe el, în timp ce umpleam paginile cu notițe. Simțeam că ucenicia mea, care începuse în acea clădire neobișnuită și apoi continuase în Marrakech, urma o pedagogie secretă, liniile unui proiect ce nu fusese întrerupt niciodată. Întâlnirea cu școala este cel mai minunat eveniment din viața fiecărei ființe umane, este unica oportunitate pe care o ai pentru a evada din hipnoza colectivă și să realizezi că tot ce vezi și tot ce te înconjoară nu este lumea, ci doar descrierea ei, mi-a explicat. Dar te ascult, ating masa aceasta, văd oamenii trecând, știu că oricare dintre aceste ființe umane are o viață, o slujbă, o familie, cum pot fi toate acestea doar o viziune a mea? Imaginile care se proiectează pe retină nu reprezintă lume, ci povestea ei, o poveste repetată de multe ori, un mit, a răspuns visătorul laconic, vi s-a povestit lumea. Mirarea pe care o simțeam în timp ce ascultam aceasta a fost depășită de o mirare mai mare, când l-am auzit adăugând în șoaptă: tu ești adevăratul creator al realității care te înconjoară, dar ai uitat asta. Ce am uitat? Am întrebat. Un sentiment de ostilitate emana de vocea mea, a subliniat distanța care se interpunea între noi. Lumea are nevoie de tine pentru a exista. Ai uitat că tu ești creatorul ei și de aceea ai devenit umbra propriei tale creații. Tonul lui a construit un pod peste distanța dintre noi și m-a readus la subiect ca pe un elev. Lumea este subiectivă, personală, este imaginea în oglinda a ființei noastre, viziunea și realitatea sunt unul și același lucru, tot ce le separă este factorul timp. Aș fi vrut să consimt, să accept viziunea lui. Totuși, ceva din mine obiecta, luciditatea mea se clătina, dar nu renunțam. Cum era posibil să fii în fața aceluiași obiect, panoramă, eveniment sau persoană și să ai viziuni diferite asupra lor? Dar o realitate obiectivă există cu siguranță, am subliniat eu, astfel încât să-mi sprijin propriile convingeri. În definitiv, un lucru nu poate fi altceva decât ceea ce este. Încercam să-mi apăr convingerile, dar știam că, indiferent cât de adânc înrădăcinate erau, nu puteau supraviețui. Erau sufocate de viziunea vizătorului, din nou,
Cu această ocazie, ca de altfel cu toate celelalte, plutea o mirare inefabilă, care devenea inteligibilă doar în prezența lui și se întâmpla inevitabil, fără să știu cum și când. Tânjeam, dar mă temeam de acea transfigurare, când în cele din urmă s-a întâmplat. Am simțit cum zidurile ființei mele se lărgeau și îi făceau loc unei viziuni asupra lumii, mai clară, mai liberă și mai inteligentă. Observând că eram încă confuz, a dat o lovitură decisivă viziunii mele anterioare, afirmând: putem vedea doar ceea ce suntem. Apoi a declarat cu umorul lui inimitabil, subtil și sarcastic: un hoț, dacă întâlnește un sfânt, va vedea doar buzunarele lui. Această butadă m-a iluminat și încă mai zăboveam asupra imaginii educative și comice, dar visătorul revenise la discuție cu o privire severă, ca și cum o digresiune, oricât de neînsemnată, îl deviase prea mult de la scopul întâlnirii noastre. Numai întâlnirea cu școala îți va permite să te eliberezi de rigiditatea unei vieți obișnuite. Doar activitatea școlară ne va permite într-o bună zi să percepem lumea din spatele panoramei ei false. Doar un om care lucrează cu sine va avea acces, într-o zi, la o viziune armonioasă, la o stare de integritate. Și numai cu o viziune completă și armonioasă poate vindeca lumea. Visătorul mi-a explicat că școli de instruire pentru oameni excepționali au existat dintotdeauna, în orice epocă și societate. Aceste școli, cu excepția unor diferențe culturale și filozofice, care păreau să le deosebească, erau de fapt o singură școală. Vocea lui era neschimbată, deși gândul său străbătuse fiecare epocă și civilizație. El a numit această școală școala ființării, un sol fertil, universal, pentru visători, unde vizionarii și utopici brilianți și-au rafinat întotdeauna ideile. O școală a transformării, a definit-o visătorul și apoi a făcut o pauză. A respirat cu sete spiralele aromate, emanate de ceai, apoi a adăugat: școala zeilor, unde învață să se conducă pe ei înșiși, înainte să-i conducă pe alții. Vocea lui m-a făcut să tremur, definise șuieratul marțial al unui războinic în acțiune. O școală a transformării, a spus el, unde ideile și convingerile sunt răsturnate, în primul rând, ideea naturii inexorabile a morții. Moartea este ultima rezistență la adevăr, la armonie, la frumusețe. Moartea distruge ceea ce nu e în stare să devină adevăr. Dacă vom fi adevărați, în fiecare celulă a corpului nostru, nu vom muri niciodată. Mi-am amintit tradiția clasică, înainte de vremea lui Homer, care împarte ființele umane în două specii total diferite, eroii, campionii unei omeniri vizionare, capabil să facă imposibilul posibil, și mulțimea imensă de ființe fără chip, fără voință și fără visuri. Primii, ghidați de soartă, erau meniți unor mari aventuri individuale, pe când cei aparținând celei de-a doua specii, conduși de legile accidentului și ale șansei, erau meniți să ducă o viață insignifiantă. M-am luminat la gândul că cele mai importante mituri, din cele mai îndepărtate timpuri, au narat faptele oamenilor care întâlniseră școala. Faptele lor, luptele împotriva monștrilor și giganților, redate de aezi, barzii rătăcitori, reprezentau etapele întoarcerii dintr-o călătorie interioară, în propriu psihic, în unghierele cele mai ascunse și obscure ale ființei. Visătorul mi-a explicat că, în cele mai tăinuite zone ale vieții, acolo unde emoțiile negative spumegă și gândurile distructive
sentimentele de culpabilitate plutesc. Tocmai acolo găsim originea acelor monștri, sursa vulgarității, a morții și căderilor noastre. Mai întâi de toate, trebuie să găsești dușmanul ascuns în carnea ta. Abia după ce vei încheia extirparea lui, îl vei regăsi din nou, de data aceasta în fața ta, în exterior, mai subtil, mai puternic, mai feroce. Opusul tău crește odată cu tine. Nu există mii de dușmani, ci doar unul singur și o singură victorie, cea împotriva ta. Călătoria de întoarcere este o oportunitate enormă pentru un om, de vindecare a propriului trecut, a spus el. Privirea sa a parcurs domol piața, bisericile gemene, palatele nobile și statuile din prejurul vechiului obelisc. Observa oamenii care se îmbulzeau în jur. Lumea este trecutul, a afirmat el, inventând una din memorabilele sale maxime. Pe oricine întâlnești, orice vezi este întotdeauna trecutul, chiar dacă apare în fața ta acum. Ceea ce vezi și atingi este doar materializarea stărilor tale interioare. Trecutul e cenușă. Lumea pe care o vezi și atingi, chiar în acest moment, este materializarea a tot ce ai fost. Nimic nu se poate întâmpla în viața ta fără să fi fost acceptat deja de gândurile tale. Lumea este cenușă, cu o suflare o poți risipi. Visătorul și-a mutat scaunul, ușor, ca și cum ar fi fost pe punctul de a se ridica. Mișcarea lui m-a îndepărtat brusc de la eforturile mele de a ține pasul cu ideile lui novatoare. Aveam un gol în stomac. Voiam să torn vinul nou, aciduleș și spumos, în burduful vechi al convingerilor mele, dar era ca și cum aș fi vrut să torn oceanul într-un pahar. Rațiunea mea se năruia sub asalturile lui. Rătăceam prin intelectualisme goale ca să ascund faptul că învățătura visătorului m-a pătrunsese adânc, devenind periculoasă, chiar fatală, vechiului meu echilibru. Între timp, visătorul se ridicase, cu o înclinare a capului, mă invita să-l urmez. Cu pași ovăitori, m-am pregătit să părăsesc acel colțișor liniștit, unde cuvintele lui încă mai vibrau în aer. Mă simțeam de parcă părăseam un templu antic, o venerabilă arcă a cunoașterii. Fiecare detaliu al întâlnirii noastre îmi va rămâne întipărit în memoria celulelor, masa aranjată, mișcările chelnerilor și chiar și mirasma plăcintei de orez proaspăt scoase din cuptor. Am traversat piața și l-am urmat într-o biserică, trecând printre transept și altar, în spatele navei centrale, am ajuns într-o capelă minusculă. În clarobscurul de acolo am găsit două icoane, una în fața celeilalte. M-am uitat împrejur. Din poziția în care ne aflam, biserica părea complet goală. Visătorul mi-a spus să arunc o monedă într-o cutie. O lumină puternică a dezvelit picturile. El mi-a sugerat să le privesc din mijlocul capelei, la o distanță egală de ambele icoane. I-am urmat instrucțiunile și cu multă atenție am examinat cele două capodopere. Cea din stânga îl reprezenta pe Petru răstignit, cu picioarele în sus, iar cealaltă reda căderea lui Pavel pe drumul spre Damasc. Nu este pură coincidență faptul că aceste două tablouri se află față în față, mi-a spus. Ele sunt indisolubil legate într-un singur mesaj. Visătorul nu a mai vorbit și amândoi am rămas tăcuți. Am considerat acea pauză ca pe o invitație pentru a încerca să descopăr secretul acelor simboluri. Timpul trecea și strădania mea era zadarnică. Atunci, visătorul m-a salvat din consternare, dezvăluindu-mi că acele două picturi
constituiau cele mai elocvente reprezentări iconografice ale ideii de răsturnare. Aceste două piese de artă exprimă suflul emanat de gândirea unei mari școli a responsabilității, a spus el. Numai o școală ca aceasta poate dobori convingerile și prejudecățile învechite, astfel încât să distrugă paradigmele mentale ale vechii umanități și să vindece conflictele sale, eliberând-o de durere. Viziunea și realitatea sunt unul și același lucru. Lumea este reflectarea ta, nimicește-ți convingerile, iar lumea, întocmai ca o umbră, te va urma. Realitatea va lua forma unei noi viziuni. Timpul pentru care plătise m-a expirat, luminile se stinseseră și picturile fură din nou învăluite de întuneric, ca două săbii de fier puse în tecile lor. În clarobscurul încăperii, mirosind alumânări, l-am ascultat pe visător, spunându-mi povestea minunată a școlii, care fusese ținută sub tăcere mai mult de 10 secole. A făcut o pauză, înainte să înșoptească misterios, că era timpul ca vocea să se facă auzită din nou. Eram uimit, gândul la o școală milenară, care după trecerea atâtor secole reapăruse răspreaș împlini misiunea, mă înfrigura. În acel moment, visătorul mi-a spus povestea unui călugăr războinic și a unui manuscris neprețuit ce fusese pierdut. Ție și acelora ca tine, care cred că pot găsi adevărul în cărți, vă va fi de folos să dați de urma acestei școli antice, a spus. Apoi tonul lui a devenit imperios. Găsește acel manuscris, mi-a poruncit. Dincolo de austeritatea și ariditatea tonului lui, simțeam că îmi încredința o sarcină importantă. Îi eram recunoscător din acest motiv. Un da, hotărât, solemn ca un jurământ, mi-a izbucnit din piept. Îmi voi da toată silința în căutarea aceasta, cu cât mă gândeam mai mult la ea, cu atât simțeam cum îmi crește entuziasmul pentru acea misiune care promitea să mă arunce într-o lume plăcută și familiară. Visătorul și-a dat seama că reveneam la vechile obiceiuri, cădeam din nou în clișeele unui elev și a spus: într-o bună zi vei conștientiza că nimic nu vine din exterior, că nu poți adăuga nimic la ceea ce deja știi, că învățăturile și experiențele nu-ți îmbogățesc capacitatea de a înțelege. Adevărata cunoaștere poate fi doar reamintită. Cunoașterea unui om nu poate fi nici mai mică, nici mai mare decât el. Un om cunoaște numai ceea ce este. A cunoaște înseamnă, mai presus de toate, a fi. Cu cât ești mai mult, cu atât cunoști mai mult. Mai târziu, visătorul mi-a vorbit despre o amintire atemporală, o amintire verticală, compusă din stări și niveluri și care conține o cunoaștere infinită. Ea este un bun al tuturora, fiecare dintre noi o are, însă am pierdut cheia de acces. Reamintirea. Vechiul mozaic de pe podea se lărgea și distanța dintre noi începea să crească, mai puțin la început, întinzându-se apoi cât puteai cuprinde cu privirea. Am avut un sentiment acul de pierdere în timp ce ascultam ultimele cuvinte. Cunoașterea este un bun inalienabil al omului, este la fel de veche ca și el. Într-o zi îți vei da seama că nu mai este nimic de adăugat, ci nenumărate lucruri de eliminat, ca să cunoști. Am sorbit acele cuvinte ca și cum le așteptasem dintotdeauna, le-am recunoscut, un ușor tremur pe sub piele însoțea sentimentul de cuprindere a tuturor lucrurilor. Eram un sistem universal și perfect. Aveam sentimentul de plenitudine, conectare și înțelegere a tot ce mă înconjura.
experimentam beția invulnerabilității și desăvârșirea visătorului. Nimic nu putea afecta sau infesta acea integritate. Găsește acel manuscris, mi-a reamintit el pe un ton auster. Trăsăturile chipului său începeau deja să se destrame. Atunci când îl vei găsi, ne vom reîntâlni. Chiar din acea zi am început să caut școala străveche și manuscrisul despre care îmi vorbise visătorul. Cartea pe care el îmi ceruse să o găsesc era Școala Zeilor, scrisă în secolul al IX-lea de călugărul și filozoful Lupelius. Un spirit neîngrădit din evul mediu timpuriu, născut în Irlanda, care era în acei ani un refugiu sigur pentru învățați, o zonă aflată la întretăierea culturilor și tradițiilor, năpăstuită de războaie și conflicte inimaginabile. Existau prea puține informații despre viața lui Lupelius, majoritatea incerte. Documentele pe care le-am găsit erau insuficiente și nu întotdeauna sigure. Din adolescență, tatăl său îl instruise în arta războiului, aducându-i cei mai destoinici profesori și obligându-l să urmeze un regim strict. În tinerețe, el a îmbrățișat viața monastică și a căutat pustietatea în munții Bethuzai, astăzi Kazakhstan, care pe acea vreme erau locul de întâlnire al pusnicilor din toate părțile lumii creștine. În ceea ce privește pregătirea lui spirituală și religioasă, se știe că a intrat într-o mănăstire din apropiere, Shaban Rabur, unde s-a încuiat într-o bibliotecă imensă, timp de mai mulți ani, și a studiat cu înfrigurare scripturile, sfinții părinți și misticii renumiți ai tuturor timpurilor, de la Origen la Giovanni de Apamea și până la părinții deșertului. Am avut ocazia să vorbesc în săptămânile următoare cu câțiva specialiști în filozofia medievală și ei mi-au confirmat faptul că urmele singurei opere a lui Lupelius și manuscrisul original al acestia dispăruseră cu multe secole înainte. Am scotocit în bibliotecile marilor universități, am luat legătura cu institute de filozofie și m-am întâlnit cu savanți și cercetători. Mi-am extins căutările în Europa, dar fără succes. În cele din urmă, în Irlanda, la Muzeul Scriitorilor din Dublin, după ce am urmat o altă pistă, am constatat că ei păstraseră o copie, singura care încă mai există. Se știa că și aceasta fusese pierdută de ani de zile, înghițită de nisipurile mișcătoare ale vremii. Impedimentele și dificultățile pe care le-am întâmpinat mi-au sporit încăpățânarea și interesul. Fiecare indiciu, fiecare nouă descoperire pe urmele acelei învățături pierdute îmi aducea mai multă ordine în viață. De parcă aș fi urmat liniile unui desen precis, fragmentele vieții mele, odinioară piese rătăcite ale unui puzzle necunoscut, se îmbinau acum, fiecare găsindu-și locul potrivit. Găsirea acelui manuscris și întoarcerea la visător devenise singura mea preocupare. De fapt, nu mai exista o altă cale de a-l revedea. Gândul acesta îmi dădea mereu mai multă putere de a continua căutarea pe care el mi-o încredințase. Din informațiile pe care cu greu le strânsesem și din elementele din filozofia lui Lupelius, pe care le adunasem cu grijă, mi s-au conturat filozofia și caracterul unei mari școli, cu principii la fel de puternice ca zidurile unui oraș nepieritor. După mai mult de 1000 de ani, fragmente din acea învățătură încă mai scânteiau ca o făclie și se ciocneau de dezordinea socială și morală din acea epocă. Figura lui Lupelius, un slujitor al lumii, m-a impresionat puternic. De la începutul cercetării mele, simțisem o admirație crescândă pentru acest filozof necunoscut. Cu cât mă apropiam mai mult de el și de misiunea lui,
Cu atât mai mult vedeam cum se înalță imaginea singuratică a acestui gânditor deasupra oamenilor și evenimentelor. Școala lui a stat ca o stâncă într-o mare de ignoranță și superstiții. Gândirea lui, ca un fir de aur, a traversat uneltirile unei istorii pline de crime și nenorociri. Nu mai puteam afla nimic despre viața lui, în afară de perioada pe care o petrecuse la curtea lui Charles cel Pleșuv în Franța. Cu siguranță, Lupelius fusese o personalitate neobișnuită, un filozof și un om de acțiune ca nimeni altul. Nu avea năravuri sau rutine. Se părea că putea petrece mult timp fără să doarmă, nimeni nu-l văzuse vreodată dormind. Dormitul te împuținează la trup și la minte, le spunea el discipolilor și cu umorul lui tipic irlandez adăuga. Dormitul este doar un nărav rău. Unul dintre cele mai stranii obiceiuri ale lui era hoinăritul prin piețe, în cele mai degradante și nesigure locuri din orașele Europei. Acolo, aparent în cele mai nefavorabile condiții, își iniția discipolii în noi moduri de a gândi și simți, le distrugea schemele mentale și percepțiile înguste asupra lumii. Acolo, nebunia lui strălucitoare schimba lumea hoților și criminalilor, a ispitelor și pândelor într-o școală a perfecțiunii. Se folosea de cele mai abile trucuri pentru a stârpi convingerile lor inveterate și a spulbera balastul emoțional din capetele lor. Școala sa a format oameni extraordinari, războinici invincibili. Lupelius a făcut uz de metode creative de predare și purificare, pe care le inventa singur tot timpul. Se deghiza în sclav, vagabond, politician, bancher, negustor bogat și punea aceste roluri în aplicare pentru a-și duce planurile la bun sfârșit. Chiar dacă era vorba despre coroana unui rege sau veșmintele unui călugăr, Lupelius le purta și îi punea și pe discipolii lui să facă la fel, atunci când îi învăța cum să intre în pielea acelor personaje, cum să cerceteze și să știe orice detaliu și secret referitor la ele, fără să uite că e doar un joc și să devină prizonierii lui. El îi lua în târguri, unde îi implica în teribilele răfuieli dintre bandiți și criminali și îi încuraja să pătrundă în cele mai sărace zone ale societății, împingându-i în escapade disperate, aproape fără cale de întoarcere. Lupelienii se înrolau mercenari în războaie absurde, revoluții și disensiuni între țări îndepărtate, fără a cunoaște măcar motivele. Ei au intrat pe câmpul de luptă nu pentru a-i apăra pe neputincioși sau oprimați, nu pentru a susține principii sau ideologii abstracte și nici pentru a apăra dușmani externi sau a căuta răzbunare, ci pentru a deveni propriilor stăpâni, autorii propriilor destine. Adevărații luptători nu luptă pentru supremație sau pentru a-i controla pe ceilalți, ei nu luptă pentru glorie și nici pentru posesiuni sau recompense, ci pentru a câștiga doar ceea ce contează cu adevărat, libertatea lor interioară. Pentru lupelieni, câmpul de bătălie oferea modul cel mai la îndemână pentru a aplica principiile și teoria școlii, adevărata dovadă a transformării conștiinței lor și a înțelegerii căpătate. Doar cei ce dobândiseră integritatea interioară puteau rămâne nepăsători în fața oricărui atac. Invulnerabilitatea lupelienilor izvora din integritatea lor. Moartea putea fi aproape, dar ea nu putea nici să-i ocupe, nici să-i pătrundă. Învățătura lui Lupelius era o disciplină a invulnerabilității, bazată pe dezvoltarea voinței, al cărei scop era eliberarea de orice limită. Liber mereu de condiția umană și de constrângerile naturale.
Lupelienii practicau arta autocontrolului. Victoria supremă este să te învingi pe tine însuți, să nu permiți niciunui eveniment sau stări să-ți producă răni interioare sau să-ți întunece ființa. Lupelius i-a instruit să rămână liniștiți și calmi, chiar în situații extreme. El i-a îndemnat să meargă să caute insulte și conflicte pentru a-și testa congruența. Chiar și atunci când traversau orașe și regiuni bânduite de epidemii și boli contagioase, trebuiau să treacă neatinși. Incoruptibilitatea și puritatea te fac un luptător neînfricat, impenetrabil chiar și în fața atacurilor celor mai cumpliți demoni. Am încercat să rezolv opoziția dintre impasibilitatea propovăduită de stoici și detașarea sufletului față de pasiuni și gânduri exterioare, specifice misticilor lupelieni. Lupelius a considerat impasibilitatea ca fiind caracterizată de recâștigarea integrității și de unitatea ființei, starea naturală pe care omul a uitat-o. Prin eliberarea de balastul lucrurilor trupești și exterioare, fără vreo iluzie că există ceva în afara noastră, ia naștere o stare de a fi, care este o mișcare continuă, naturală, către eternitate, nemurire și infinitate. Ceea ce noi numim sintetic, lume, evenimentele și circumstanțele din viața noastră sunt proiecțiile noastre. Dacă suntem conștienți, putem proiecta numai viața, prosperitatea, victoria și frumusețea. Dacă suntem dinamici și atenți, putem proiecta libertatea, o lume fără frontiere, fără constrângeri, fără bătrânețe, boală sau moarte. Școala lui Lupelius mă fascina, am studiat-o și am venerat-o cu patimă. Mă simțeam de parcă îi respiram aerul, era prezentă în reveriile mele diurne, recunoșteam acei bărbați și femei vizionari, luptători neinițiați, eroi singuratici ai unei lupte spirituale inefabile, ca fiind ființe extraordinare, exemple de curaj și determinare fără egal. Admiram în taină nebunia lor creatoare și căutarea lor înfrigurată, deoarece ei se străduiau constant să cucerească sinele. Am continuat să caut neobosit și am descoperit multe dovezi, precum faptul că majoritatea eroilor mercenari din acea vreme, în anii tulburi care au urmat după Carol cel Mare, în care Sfântul Imperiu Roman se topea încet, erau de fapt discipolii travestiți ai lui Lupelius. Acei călugări războinici, protagoniștii legendare ai faptelor mărețe, din poemele epice medievale, capabili să transforme o înfrângere într-o victorie răsunătoare, nu și-au dezvăluit identitatea. Apoi, căutarea mea a ajuns într-un punct mort și, săptămâni întregi, am fost incapabil să adaug ceva la puținul pe care deja îl adunasem, cu sârguință. Am renunțat la speranța de a găsi vreodată acel manuscris legendar și, odată cu el, drumul înapoi spre visător. Finalmente, într-o zi, în timp ce adulmecam urmele acelei învățături pierdute, am cunoscut un părinte dominican de o vastă cultură care putea să mă ajute în cercetarea mea. Mai mult decât atât, el era autorul unei lucrări enciclopedice despre istoria medievală a bisericii.